Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție emisiunii Audiențe în direct. În această seară vom purta discuții pornind de la declarațiile consilierului județean Cereș Cenișandor referitoare la cel ce a fost Daniel Prodan. Totodată vrem să aflăm părerea dumneavoastră referitoare la acest subiect. Vrem să știm dacă vreți ca stadionul Olimpia să poarte numele celebrului fotbalist sădmărean. Alături de noi în platou se află Ciprian Prodan, fratele lui Daniel Prodan. Ne bucurăm că ați acceptat să veniți. Iosif Vigu, antrenorul care l-a propulsat pe Daniel Prodan spre marea performanță. Ne bucurăm că sunteți aici. Bună seara. Și Ionuț Blăjan, redactor Informația Zilei. Mă bucur că ești aici. Bună seara. Înainte să începem această discuție, vreau foarte mult să vă invit atât pe dumneavoastră, cât și pe dumneavoastră, dragi telespectatori, să urmărim un scurt material în care vă prezentăm așa pe scurt, trecem în revistă, pe unde a jucat Daniel Prodan, care sunt meritele lui și, bineînțeles, declarația domnului Cereș Cenișandor. Haideți să-l auzim. Daniel Prodan, fotbalist sădmărean de talie internațională, a început să joace la echipa Fanion a județului Olimpia Satu Mare, debutând la echipa mare în 1991. De la Olimpia a făcut pasul spre fotbalul mare în 1993, când a semnat cu unul dintre cele mai titrate cluburi din țară, Steaua București. Aici a jucat în 121 de meciuri, a înscris 10 goluri și a câștigat în acea perioadă 5 titluri de campion al României, fiind remarcat între timp de selecționerul României Anghel Iordănescu. Tot în 1993, Daniel Prodan evolua pentru prima dată pentru echipa națională a României. Cu el în lot, echipa națională s-a calificat la campionatul mondial de fotbal din Statele Unite ale Americii în 1994 și la campionatul european din 1996. Un an mai târziu, Daniel Prodan s-a transferat la unul dintre cele mai titrate cluburi din Spania, Atletico Madrid. În 1998 s-a transferat în prima ligă din Scoția la Glasgow Rangers, iar în 2000 s-a întors la Steaua București, încheiindu-și cariera în anul 2003. După ce a pus ghetele în cui, Didi a rămas în slujba fotbalului românesc, angajându-se la Federația Română de Fotbal în funcția de director tehnic. În martie 2008, Didi a fost decorat cu Ordinul Meritului Sportiv clasa a 3-a, pentru rezultatele obținute la turneele finale din perioada 1990-2000, cât și pentru întreaga lui activitate. Pierderea subită a fotbalistului sădmărean Daniel Prodan a îndurerat lumea sportului românesc. Satu Mare a fost pentru el tot timpul un refugiu. Era locul pe care l-a numit mereu acasă și unde se întorcea cu mare drag de fiecare dată când avea ocazia. Sădmărenii l-au prețuit pentru talentul și devotamentul său. Aflarea veștii că nu mai este, trezind în sufletul fiecărui sădmărean un sentiment profund de tristețe. Sute de candele au fost aprinse în fața stadionului Olimpia în respectivele zile. La puțin timp de la tragedie, persoanele care i-au cunoscut viața sportivului sădmărean, dar și autoritățile locale și județene, au lansat ideea denumirii stadionului Olimpia după numele marelui fotbalist. Această dorință nu a fost însă pe placul tuturor, astfel că în ședința ordinară a Consiliului Județean din 28 noiembrie, consilierul Cereș Cenișandor l-a desființat pe Daniel Prodan printr-o declarație oficială. Am cunoscut personal pe Daniel Prodan și pe departe nu era un fotbalist atât de mare cum am auzit chiar aici. Deci, vă rog, Ovidiu Ioanițoaia, care totuși este un expert în materie și un nume, a scris foarte clar că era de tipul lui Nobis Taes sau Gennaro Gattuso, deci un fotbalist care, cum să zic, a jucat cum a putut. În ceea ce privește capacitățile sale morale și intelectuale, despre asta am putea vorbi foarte mult. Nu cred că ar trebui să inițiem sau să cădem în această greșeală oarecum ridicolă, dacă nu chiar impardonabilă, să inițiem un cult unui nepotrivit. L-am auzit cu toții pe Cereș Cenișandor. Nu a trecut mult de la moartea lui Daniel Prodan. Am putea spune că rana încă este deschisă pentru dumneavoastră. Vreau să știu în primul rând și să știe cei de acasă, trecând puțin la o parte cele spuse de domnul Șandor, cum au fost aceste săptămâni după moartea lui Daniel. Bună seara! Au fost grele, dar avem noroc că unii oameni îl apreciază foarte mult și acum pe Didi și familia Prodan,
care au fost lângă noi și ne-au încurajat și ne-au protejat oarecum. Au fost grele, în momentul ăsta nu știi ce să spui, nu ai cuvinte, nu găsesc un răspuns, îmi pun întrebări și nu găsesc răspunsul. Nu mai pot să dorm foarte bine noaptea, mă trezesc. Au fost grele, ce să mai... Vă văd și acum vizibil afectat și este normal. Aceste declarații venite din partea acestui consilier județean, mă gândesc că nu au făcut altceva decât să adâncească durerea, atât în sufletul dumneavoastră, cât și a celorlalte rude. Da, sunt oameni și oameni. Sunt oameni cu acest om, acest specimen, nu om, specimen, să zic așa. Se vede clar că are un suflet negru, are o ranchiună vis-a-vis de oameni care au făcut ceva. Este un frustrat acest specimen, că nu o să-i spun om, că nu e om. Se vede pe el cu câtă ură poate să vorbească de un om care nu mai este printre noi și care nu poate să se apere. De-aia am venit eu aici ca să-l apăr. El este familia mea, o să rămână toată viața în inima mea și nu permit unui asemenea, nu știu cum, ce funcție are. Mă gândesc plus că nu are el atâta capacitate, se vede clar după declarație. În primul rând trebuie să-și ia ore de dicție. Păi nu știe să vorbească românește normal și bine. Și vine și dă el cu noroi în cine? Într-un om care a făcut, care și-a adus bani și a făcut investiții în satul mare ca să crească copiii, ca să aibă și Sătmăreanu o bază sportivă? Mă aflu aici doar pentru a duce un omagiu lui cine a fost Didi Prodan. Și pentru munca care a depus-o și pentru transpirația cu care și munca care a depus-o atâta timp și operațiile care le-a avut la genunchi, să vină un mei ca nimeni să-mi spună mie sau să spună sătmărenilor că doamne, ce fotbalist a fost Didi Prodan? Dar tu ce om de cultură ești, omule? Tu ce om de cultură? Cine e omul ăsta? Ce a făcut notabil pentru satul Marele ăsta? Am intrat pe Google și l-am căutat. N-am găsit nimic de el, am găsit de când a rostit numele de Daniel Prodan, de atunci am văzut numai scandaluri, Daniel Prodan, numai din ziar. N-am văzut nimic notabil, om de cultură, ce era meștere, zi, muzeograf, să vină la Ramea să arăte un muzeu, să vină la Ramea să arăte o trofee și muzee și ce vrea el. Da, e normal să fiți supărat. E clar că v-a afectat foarte, foarte tare. Chiar spuneați înainte să intrăm în platou că pur și simplu acest om v-a făcut familia să plângă. Nu a plâns destul că l-a pierdut pe Daniel. Bineînțeles. Păi vine un om de ăsta să ne spună nouă, să ne dea nouă lecții de cultură și de fotbal. Dar cine e omul ăsta să vrea cumpărea fotbalistii? Să-mi facă copilul să plângă, să-mi facă copiii să plângă și familia să plângă. Bună seara. Sunt pur și simplu revoltat că acest om a terfelit pe Didi Prodan și o rușine pentru satul mare și o rușine pentru domnul primar care are un asemenea tată și astăzi l-a apărat și a spus așa că a greșit, că a simpatizat pe jucătorii care au avut creația, adică teriștată viziune și a dat exemplu pe Hațegan, Gerstenmaier și pe Bot Gabi. Hai că să vă spun două vorbe și despre ei, că în sensul că Hațegan a fost un vârf de atac bătăios. A jucat la un anumit nivel. Gerstenmaier a fost într-o mare realizare pentru fotbalul sătmărean și pentru să a jucat la Dinamo Golgeta României și a jucat și în străinătate. Bot Gabi, pe care l-ați făcut președinte de onoare, domnii Gherășcheni, domnul primar, trebuie să-l faceți pe Prodan și trebuie să-l faceți team manager când a propus să fie domnul Siladi și a spus că politicul nu se implică. Nu mai ajunge aici, a strădat pe Prodan și acum îl terfeliți, ne simțiți rău ce sunteți.
a fost cel mai mare produs al fotbalului și al sportului și s-a mândrit Crisus Marian. Da, mi-a plăcea foarte mult, domnule Vigu, că în această primă parte, pentru că noi am pregătit pentru cei de acasă să vadă și ei ce a declarat domnul primar, să ne rezumăm în primă fază strict la ceea ce a spus domnul Șandor. Dumneavoastră ați fost cel care l-a propulsat pe domnul Daniel Prodan, l-ați ajutat foarte mult și categoric, ca un tată protector, să spunem așa, între ghilimele, l-ați plâns odată ce a plecat dintre noi, iar acum se vede revolta din vocea dumneavoastră. Când ați auzit prima dată aceste lucruri, care a fost prima reacție a dumneavoastră? Pur nu venea să cred, așa ceva inadmisibil, domnule, chiar n-are în cunoștință de cauză și dezamăgirea mea, a mea este că fisul ne conduce județul. E pur și simplu pe ce lume trăim. E inadmisibil așa ceva. Acest om care a fost mândria țării, efectiv, și ne-a reprezentat peste tot cu dăruire totală, că a fost un suflet și un inimos și un săritor de relații. Nu mai spun că a fost tot tipul de acțiune, că zice că nepotrivit. Domnul consilier zice că e nepotrivit. Dar cine poate să fie mai potrivit? Șandore. Că te iau pe Ungurește și eu sunt din Simon City. Domnule Vigu, în urmă cu două săptămâni a plâns o țară întreagă, practic, pentru Didi Prodan, o moarte fulgerătoare. Credeți că se află ceva în spatele acestui mesaj pe care l-a transmis consilierul județean? Domnule, eu nu mai știu ce să mai zic. Eu am născut în Bior. Eu am născut în Bior și am fost la o școală liceu unde era secția maghiară, am terminat secția maghiară și era o secție română și secția de evrei și erau și țigani și eram prieteni și eu nu pot să mă schimb, că așa a fost felul meu. Dar dacă are ceva substrat, ce fel de substrat? Acum, suntem în plină campanie electorală. Aceste ieșiri în public, să fie numit stadionul Daniel Prodan, să nu fie numit, pot să aibă, poate, din punctul nostru de vedere, o altfel de interpretare? Interpretarea este că ce, vor să pună pe altul, dar nu există așa ceva. E ce mai potrivit și vorbim despre asta. Acum, astăzi a spus domnul primar că e în paragine terenul. A spus, în 4 ani de zile la timp la dispoziție să fac un stadion. Că pe Didi l-a terminat Satu Mare, cu 8 ani în urmă și la București, oamenii care l-au trădat. În sfârșit, a vrut să preia stadionul Unio, bază sportivă, a găsit sponsor și nu a fost aprobată treaba asta, nu știu cine a fost la conducere, nu mai contează. Deci să înțelegem că a vrut să vină, să investească, să transforme ruina care știm cu toții pe strada Cerului. 8 ani în urmă, da. A vrut să vină să dezvolte acolo, să facă o bază sportivă și nu i s-a dat voie. Și acest om e nepotrivit și nu mai spun cu rezultatele care, cu vorba aceea, cu el a început generația de aur și cu el s-a terminat. Când cum a ieșit el din circuit, s-a terminat și cu generația de aur. A fost liderul vestiarului, domne, că a fost Hagi, care a fost cea mai mare, și Lăcătuș, care a fost acolo, dar a fost iubit și respectat. Degeaba îi spunea tătucu. Se face pe mine, că am mormântare acolo, am schimbat o vorbă, bă, Hagi asta, că într-adevăr că am un respect fantastic, un om de milioane și plângea ca un copil. E foarte important să lămurim un anumit aspect. Dintre toate lucrurile pe care domnul Chiarășcheni Șandor le-a spus, unul cred că a rămas în mintea tuturor, și anume a pus la îndoială capacitățile morale și intelectuale a celui care a fost Daniel Prodan. Vreau foarte mult să comentați. Sunteți fratele lui. Da. A pus la îndoială capacitățile lui morale și intelectuale. Eu cred că acest specimen, acest consilier nou... Mi-ar plăcea să-i spuneți consilier sau pe nume. Să nu-i mai... Că nu știu să-i pronunț numele și nici nu vreau. A zis că capacitățile lui morale și intelectuale. Ar fi bine să se uite în curtea lui prima oară. Știe multă lume și toată lumea, de fapt, știe ce se întâmplă în familia dânsului. Vis-a-vis de multe scandaluri, nu intru în detalii. Iar vis-a-vis de capacitățile lui Daniel Prodan, culturale sau intelectuale sau vis-a-vis de școală, țin să vă anunț, să vă aduc aminte, că Didi Prodan a absolvit IEFS-ul cu masterul luat în educație fizică și sport
De asemenea, este absolvent, este primul sau singurul absolvent din România al Institutului Johann Cruyff de la Barcelona în management sportiv. A fost membru UEFA timp de 6 ani. Vorbea patru limbi. Și cincelea portugheză. Vorbea patru limbi. Și vine în acest consilier, așa, a fost pus, să-și dea cu părerea la capacitățile lui Didi. Automat, practic, asta a fost atac la persoană, sau... Da, pe ăsta, nu știu cum să vă zic, o frustrare pentru el. Primul nu știe să vorbească românește. Primul că o viață morală, vorând de moralitate. Era un familist extraordinar, copii, frații, din nefericire au decedat părinții și socrul său. Dar pe lângă că iubea pe apropiația lui, dar iubea oamenii și era iubit, domnule. Asta e cel mai important lucru și respectat. Și cu acest consilier a terfelit în totalitate și moralitatea și nu mai spun că a ajuns acolo, că aproape că l-a făcut bețiv. A să uite de-aia în grădina, cum a spus, Cipri? Ala Moacica acolo îl duce cu smurdu pe fisul. Bun, mi-ar plăcea să nu faceți afirmații. Am spus așa în ghilimele, știi? Fisul ținute de dovezi. Noi suntem aici să lămurim și să aflăm părerea dumneavoastră referitoare strict la aceste lucruri. Nu faceți dumneavoastră atacuri la persoana. Nu cred că asta vă doriți. Să degenereze totul ceva într-un scandal mult mai mare. Spune-mi la uite. Am venit să le spunem la oamenilor ce se întâmplă. Nu cred că la nivel de consiliu se poate hotărâi dacă Didi a fost sau nu un mare fotbalist. Eu cred că nu ar trebui să-și permite nimeni chestia asta. Drept dovadă stau mărturie cluburile la care a jucat, da? Steaua București, Olimpia Satu Mare, Steaua București, Atletico Madrid, Glasgow Rangers, Messina, da? Național Rocar. Așa, bine, când s-a întors. Echipa națională a României, de 54 de ori, avea o vorbă și o vorbă care și acum am stă în cap și am prins de 56 de ori. De 54. Când mi-a cântat imnul României, ceea ce domnul, cum îl cheamă, nu știe așa, și încă de două ori de când ne-a murit părinții, mama și tata. Asta așa cum o țin și toată viața o să o țin. Deci ne dăm seama și că Naționala României pentru el a însemnat tot. Practic, nu numai tot, România în general. El se bătea cu sistemul. El a murit supărat, de supărare. El era un om sufletist care punea totul la suflet. Dacă tu îi spuneai că nu îți place cămașa lui, el punea la suflet, se supăra. N-am putut să-l înțeleg. Am zis, mă, Didi, lasă-le pe astea, le dăm la o parte. El s-a bătut cu sistemul, singur. Și la 44 de ani, n-avea nicio problemă medicală. N-a fumat niciodată. Și la 44 de ani, din cauza unor de ăștia, s-au adunat. Considerați că oameni precum domnul Chiarășcheni și Andor, nu ne referim strict, oameni ca el, care spun vorbe grele și vorbe poate nu tocmai gândite, da, pe moment, da, au dus efectiv și până la această tragedie? Pomeneați că se bătea cu sistemul și punea la suflet. Să vă dau un exemplu. Cum este acest subiect, de exemplu, cum poate să vină un om de ăsta și să spună că Didi Prodan a jucat cum a putut. Didi Prodan a jucat cum a putut locul 5 în lume, în 94. Cam atât a putut, că dacă putea, poate era campion mondial. A jucat cum a putut. Și astea toate. Eu mă trezesc dimineața la ora 5 și nu mai pot să dorm din cauza unui refugiat de ăsta. La urma urmei, este vorba de o echipă de Naționala României care a fost foarte bună în 94. Nu vorbim de un sport individual, să zici că a jucat cum a putut. Vorbim de echipa României care a completat-o, practic. Le pun și la suflet și mă enervez că tremur de nerv și acum tremur de nerv. Vorbeam cu soția, nu mă mai înțeleg cu ea, că băi, nu mai fi așa, ce-i cu tine, calmează-te. Nu pot să mă calmez când se ia de familia mea, când îmi face copiii să plângă. Îmi face copiii mei și alu Didi să plângă. Uitați, telespectatorii care ne urmăresc, ne scriu pe Facebook, domnul Romeo spune
Doresc să vă transmite sincere condoleanțe familiei Prodan. Țara întreagă îl cunoaște pe Daniel Prodan, dar nu și pe acest Kereskeni Sandor. Sincer, ar trebui să-i fie rușine acestui domn necunoscut, Kereskeni Sandor, ce fel de om educat poate să se lege de un mort. Ar trebui să-i fie rușine. Nu cred că are cei 7 ani de acasă. Păcat că în satul mare există asemenea oameni politici ca și Kereskeni Sandor. Deci, sunt oameni care sunt, ați văzut, la fel de supărați ca și dumneavoastră. Același consilier spunea că dacă se va lua o astfel de decizie, și anume ca stadionul Olimpia să fie numit după numele marelui fotbalist, vom face o greșeală impardonabilă, creând un cult unui om nepotrivit. Așa s-a exprimat dânsul. Trebuie să facem referendum. După cum suntem tot timpul în referendum. N-am înțeles. Dar nici nu se pune problema, domnule. Chiar așa s-a ajuns acolo când acest om, Doamne ferește, că dacă Didi trăia, cred că... Dacă ți se cântă imnul de 54 de ori la Naționala României, între 22 de milioane sau câți mai suntem, 22 de milioane, și tu ești numărul 3 în primul 11, da? Din postura de titular la Mondiale a jucat... Repet, iar îmi amintesc de Didi, cum spunea, zice, domnule, nu știu să fac lucrurile pe jumătate. Eu, dacă am intrat din minutul 1, trebuie să joc până în minutul 90. A jucat toate meciurile la campionatul mondial, din minutul 1 până în minutul 90. Nu reprezintă nimic și vi se pare nepotrivit? Nu știu ce să zic. Atunci, nu merită. Dar bun, nu merită. Vorbeam cu familia noastră, că acum... Trebuie să ținem aproape, să trecem peste necazul ăsta și... Păi până la urmă ne gândim, nici nu mai vrem noi să-i mai punem numele stadionului. Pentru ce să vină nu știu cine, noi ca nimeni să spună urât despre... Și uitați-vă cum arată stadionul, cum arată stadionul. Asta e ideea, deci să înțelegem că dumneavoastră în acest moment, dacă am putea să facem abstracție de tot ceea ce s-a întâmplat și să vină oficial să vă ceară acordul ca stadionul Olimpia să se numească Daniel Prodan, nu vă veți da acordul pentru așa nu. Ceva? Nu, să-și ceară scuze. Clar că să ceară scuze. Să-și ceară scuze public și să nu-l bage pe domnul primar să-l scoată pe... Cum zice la asta? Da, domnul Kereskeni Sandor, așa. Dar nu, consilier sau ce? Consilier. Apropo de acest aspect, ați primit telefoane prin care cineva să-și ceară scuze? Pentru... Nu, nu, nu. Din partea nimănui nu, am văzut nu, că nu. Și primarul da, nu, 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 a nu. Scris pe o rețea de socializare că nu. Practic el își cere scuze. El o să-și ducă povara asta, vis-a-vis de declarația asta, că am primit foarte multe mesaje, credeți-mă. E incredibil de multe mesaje pe toate rețelele de socializare și pe telefonul meu. Își va duce povara asta toată viața lui. Deci lumea nu o să-l uite. Nu o să-l uite, de fapt, nu-l cunoaște lumea, acum îl cunoaște și nu o să-l uite niciodată din cauza unei declarații aberante sau nepotrivită. Da, vreau să vă spun că domnul Tudor Barbul, om de sport, îl cunoașteți foarte bine și cei de acasă a dorit să intre prin telefon cu noi să își spună și dânsul părerea referitor la acest scandal. Bună seara! Bună seara! Ne bucurăm foarte mult că ați intrat. Vreau, în primul rând, să știu care este părerea dumneavoastră referitor la tot acest scandal care s-a iscat. Ce să... Eu am fost, cred că, primul când am văzut și am sesizat presa și am fost indignat pentru că eu îl cunosc și l-am cunoscut, din păcate, l-am cunoscut pe Daniel Prodan. Eu am jucat și fotbal în Liga 4 și făceam meciul școală cu Olimpia. În fiecare joie s-a mobilul, dacă ăia mai în vârstă, care sunt, nu știu pe cine aveți în emisiune. E domnul Prodan și domnul Iosif Vigu. Deci domnul Ciprian Iosif Prodan. Vigu, vă salut, îi salut pe amândoi, condoleanțe lui Cipri, familiei și dânsul știe, pentru că eu îi spuneam lui Didi, voia să vină la Samobil să joace fotbal. Și am zis, stai mă tâmpitule la Olimpia, că ești în divizia B. Era antrenor, nu are rost să mai spun cine era antrenor pe vremea aia. Și am zis, așteaptă că o să vină, că el joacă fără bani. Deci nu-l interesează bani, el vrea să joace. Ăsta era Didi Prodan. El voia să joace. Venea duminica de la Champions League, venea acasă în satul mare, suna să mergeam duminica la ora 11 la tenis de picior.
Deci nici cât stătea acasă, 2-3 zile n-avea stâmpăr. Deci el nu a trăit. Iar acest domn Kereșcani, care eu acum am auzit prima oară de el, a vrut să-și facă popularitate, că politic nu cred că, că n-are unde, că domnul acest Kereșcani depășit totalmente. Poate că dacă era Deitar, îi dădea numele stadionului de 10 miliarde de ori. Dar eu vreau să pun o întrebare și eu cred că dânsul a vrut să-și facă o imagine și să-l mai cunoască lumea. Ăștia din lumea sportului care noi nu-l cunoaștem. Iar acest domn Kereșcani, dacă se poate numi domn, pentru mine nu are nicio calitate. Eu cunosc familia, nu intru mai departe, că sunt foarte, foarte revoltat. Domnul Barbul, un lucru este sigur, n-a făcut bine nimănui cu această declarație pe care a avut-o. Foarte revoltat, pentru că eu l-am văzut la o nuntă din cadrul familiei domnului Kereșcani, care făceau alții să-i pună o piedică, să-și rupă gâtul, să cadă nas, că nu putea să umble. Deci dacă umblăm la moralitate și vorbim de cine a fost Didi Prodan și cine a fost acest Kereșcani, e o distanță foarte mare. Dânsul a vrut să-și facă și să-l cunoască lumea. Eu vreau să-l întreb pe domnul Kereșcani câți oameni a scos pe stradă în decurs de 10 ani. Acest Didi Prodan a scos mii de oameni și nu numai în satul mare, în toată țara, jucând în Liga Campionilor, jucând la Naționala României, jucând la Steaua, jucând la Atletico Madrid, Rangers și pe unde a mai jucat. Vreau să vă spun că eu sunt om de sport. Domnul Vigu este antrenor, l-aveți acolo. Păi domnul Vigu e atât de tâmpit să-l selecționeze aproape 60 de selecții pe Didi Prodan dacă e așa de prost și fraier? Păi după două selecții, trei spun, mă băiatule, la revedere, tu nu ai ce căuta aici, că n-ai valoare. Tudor, păi asta... domnul Kereșcani îl compară cu Gattuso? Păi Gattuso e un monument în Italia, domnilor. Păi da, înseamnă că se contrazice pe dânsul. Bravo. Da, domnule Barbul, vă mulțumim foarte mult pentru că ați intervenit. Este foarte important și a fost foarte important să auzim și părerea și dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc și vă spun, îmi pare foarte, foarte rău. Am pierdut un mare om, un tău de sport, și din toate punctele de vedere. Și e păcat, e păcat. Chiar acum discutam cu sportivii, eu sunt în sală. Din păcate, noi știm să ne, după ce nu mai sunt în viață, știm să ne cinstim, să îi facem eroi, îi facem medaliați Steaua României. Eu particip la multe turnee afară, unde toți îi considerăm că sunt mai fraieri ca noi, Republica Moldova. Dar să știți că aș cinstesc valorile cât sunt în viață. Și le dau denumirea sălii cât sunt în viață. Fac turnee pentru respectivul, că a fost cel mai mare antrenor al lor și există încă în cinstea lui și e de fapt cu noi acolo. Păcat că noi de morți se spune că nu mai de bine. Dar acest domn Kereșcani nici n-ar strica să... Dar v-am spus, nu mai vreau să continu pentru că... Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Foarte revoltat. Îi salut, vă doresc sărbători fericite și numai bine. Condoleanțe încă o dată familiei Prodan, lui Cipri și să fie tari. Mulțumesc. Da, așa cum au văzut telespectatorii încă de la începutul emisiunii, întrebarea noastră este dacă își doresc, bineînțeles, ca stadionul să se numească Daniel Prodan. Cât timp a vorbit domnul Barbur, am primit mesaje, sunt simple, da, doresc ca stadionul să se numească Didi Prodan, da, dorim ca stadionul să poarte numele lui Didi și multe, multe altele. Deci oamenii își doresc acest lucru. Aici aș dori să intervin și eu, pentru că sunt mai multe săli de sport în satul mare care poartă numele unor valori din sportul din care provin. De exemplu, sala de scrim Alexandru Cipler, dascălul scrimei sădmărene, mai vorbim și de sala LPS, sala nouă, sala Ecaterina Bot, o fostă basketbalistă, și de sala LPS veche, Gheorghe Giurcan, de asemenea, un dascăl și un om de sport, care a făcut pentru sport. De ce să nu se numească și stadionul pe care joacă Olimpia Satu Mare, de ce să nu se numească Daniel Prodan? Bun, este în ruină. Dar vreau să amintesc asta. Acest consilier, care cred că a fost cutit la sport și la armată, că cu dicția că i-am spus două vorbe, că cred că îi cade și proteza și limba din gură, când înghită acum ce a pus să pronunțe, e ceva,
de neacceptabil. Da, uitați, încă un telespectator, Rareș, ne scrie pe Facebook, condoleanțe familiei, nu se poate așa ceva, trebuie să-și ceară scuze public, stadionul trebuie să poarte numele lui Didi. Eu vreau să le arătăm celor de acasă și cum primarul municipiului Satu Mare, Chereș Căni Gabor, fiul domnului consilier județean Chereș Căni Șandor, a venit în sprijinul tatălui său, să spunem, într-un fel sau altul, să ne explice ce a vrut probabil acesta să spune. Haideți să-l auzim. Reacțiile apărute în spațiul public după auzirea declarațiilor lui Chereș Căni Șandor au fost dure, consilierul județean fiind aspru criticat. Constrâns de situație, fiul lui Chereș Căni Șandor, primarul municipiului Satu Mare, s-a simțit nevoit să lămurească lucrurile. Tatăl meu face parte dintr-o generație în care fotbalul spectacol era mai prezent decât în ziua de azi. El a crescut cu fotbaliști de creație, de care Satu Mare nu a dus lipsă. Gabi Boț sau Viorel Hațeganu în anii 70, ori Gabor Gersten Maier în anii 80. Poate de aceea îi preferă în dauna unor jucători de forță, precum Didi Prodan sau Tiberiu Cic. Eu îi admir pe fotbaliștii puternici, combativi, care pun osul la bătaie, care dau totul pe teren, a spus Chereș Căni Gabor. Tot edilul municipiului Satu Mare spune că Daniel Prodan este cel mai mare fotbalist sătmărean din istorie. Prin performanțele pe care le-a obținut, prin numărul de selecții naționale a României, prin faima echipelor la care a evoluat în cariera lui. Cât despre numirea stadionului Olimpia după numele fotbalistului, acesta spune că nu dorește să-i asocieze numele cu o ruină. Personal consider că Satu Mare nu are un stadion pe măsura numelui Daniel Prodan. Nu mi-aș dori ca numele lui Daniel Prodan să fie asociat cu o ruină. În momentul de față, în România se construiesc stadioane noi la Craiova și Târgu Jiu, după cele din Cluj și București. Urmează modernizarea stadioanelor Dinamo, Steaua și Rapid, pentru a pregăti Euro 2020. Rămân orașe mari ca Timișoara, Iași, Constanța sau Oradea, fără stadioane moderne, astfel că șansele ca Satu Mare să obțină finanțare sunt destul de mici. Dar deocamdată ne mulțumim cu ce avem. Poate vom găsi resurse financiare măcar să consolidăm stadionul, a spus edilul municipiului Satu Mare. De aceeași părere este și Potoki Ciobo, președintele Consiliului Județean Satu Mare. Acesta agrează ideea denumirii stadionului după numele lui Daniel Prodan, însă subliniază că acest lucru ar trebui făcut odată cu unele investiții. Da, am revenit în platou, am văzut ceea ce a postat, mai bine zis, primarul municipiului Satu Mare pe rețelele de socializare. Totodată trebuie să precizăm că am încercat să luăm legătura și cu consilierul județean Chereș Căni Șandor. Acesta nu a răspuns la telefon sau a avut telefonul închis. Ideea este că dacă în acest moment dânsul ne aude, îl rugăm, numărul de telefon va fi pe ecran din clip în clipă din nou și îl rugăm frumos să intervină. Poate ne lămurește mai mult, poate și-a schimbat părerea. Ați început dumneavoastră, domnule Vigu, încă de la începutul emisiunii să comentați puțin declarațiile domnule Chereș Căni, așa că vă dau dumneavoastră cuvântul. În primul rând, foarte o mare contradicție există, este când a propus Silad István să fie team manager la Olimpia și când l-a dus pe Card Attila, atunci a hotărât politicul. Asta când se întâmpla, în urmă cu 2-3 luni. Da, parcă. Exact. Nu mai spun cu chestia asta, eu am văzut mai devreme că am văzut pe asta de socializare cum s-a pronunțat cu jucătorii de forță și jucătorii, de exemplu, dați, cum a fost Hațeganul la care am răspuns. Este acum spală, adică întoarce vorbele și normal că l-apără pe taică-su, dar degeaba mai l-apără că mai bine duce la, nu la azi, că nu e cazul. Da, observăm o nepotrivire în gândirea celor doi. E posibil să întâmple asta? Sau pur și simplu credeți că primarul a vrut să nu-i își păteze atât de mult imaginea sau să-și curețe imaginea pătată de tatăl său într-un fel sau altul și a venit cu aceste declarații? Oare așa gândește el sau... Asta nu trebuie să-și declare, nu avea voie, nu știe ce e în capul lui tasul. El spune că, domnule, a vorbit un om de 65 de ani care, practic, aproape că spunea că nu știe ce vorbește. Păi, domnule, du-te la vorba lui meșterul, du-te la azil dacă nu mai poți, sau du-te și crește nepoții să dacă ai, nu, stai acasă, nu mai veni tu cu nu știu, nu, dar revoltător, este revoltător cum, în modul în care s-a pronunțat, domnule.
Cu câtă ură, asta mă... Cu atâta răutate și cu atâta, cum să spun, parcă ar fi specialist, nu? Adică am mai făcut legătura cu Gattuso, cu tare, cu marele ziarist Ionițaia, duplicitarul de Ionițaia, că am aici în fața un ziar care, tot gazetă, ca, nu, pe prima pagină scrie... Da, ar fi bine să nu faceți... Nu, dar este o fată care, Maria Andrie, și asta care scrie că nu-ți vine să pui jos ziarul. Adică ne luăm după specialistul... Nu. Da, se inspiră el de acolo? Aș vrea să revin la o idee pe care ne-a sugerat mai înainte domnul Vigu. Era dispus Didi Prodan să vină la Olimpia ca team manager? Doar, a și acceptat. Și ce s-a întâmplat pe partea? Da, n-a auzit ce am spus mai devreme? Că a spus politică nu se implică și n-au fost de acord. Au fost voturi și din 10 oameni au votat. Și cel mai rău, care cel mai vehement a fost tot Consiliul, unul bretan, că nici n-am auzit de unde, ce funcție are. Ciprian Bretan, nu? E despre el este vorba? Adică nu știu. Unul bretan... Face parte din galerie. Era reprezentat în galerie. A fost în Consiliu, nu știu, cu tare. Dar efectiv, să nu accepti tot așa ceva, să vină în funcție că un om de valoarea lui, că efectiv s-au pronunțat, nu știu cum, pe undeva unii, că este în discuție, adică cu contradicție, s-au certat cu Burleanu. Și ce legătură? Din contră, aduceam să vedem cum reacționează actualul președinte de la Federație, nu? Da, domnul Rareș se află cu noi prin telefon, un telespectator care vrea să spună cu vocea și nu prin text ceea ce simte. Spuneți-vă rog frumos, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Vreau să transmit condoleanțe. Și vorbiți puțin mai tare, dacă vă rog frumos. Da, nu aveți semnal, domnule Rareș. Nu vă auzim acum chiar deloc. Da, s-a întrerupt, îl rugăm pe domnul Rareș să revină cât mai repede. Până atunci voi spune ce vă transmite domnul Sorin Mureșan. Bineînțeles, sincere condoleanțe dumneavoastră și familiei. Multă sănătate și putere și încredere totodată pe pagina noastră de Facebook. Între timp, mi-ar plăcea foarte mult să discutăm puțin despre această idee de a nu corela numărul Daniel Prodan cu ruina. Ruina fiind stadionul Olimpia. Avem de foarte multe ori, știți prea bine, sau avem în România și multe stadioane și eu nu știu mult mai bine. Sunt stadioane care nu sunt de 5 stele și poartă nume de mari fotbaliști. Nu ar fost de valori, sigur. La noi care ar fi problema? Oricum, așa e stadionul acum momentan, perspectiv când va fi ceva nou. Nu vă gândiți că poate ar fi un imbol pentru autorități, da, pentru oameni, dacă se numește Daniel Prodan, haideți să facem ceva cu stadionul ăsta. Nu neapărat că este o ruină. Aspectul ăsta că merită din plin, chiar dacă ăsta, Cipri nu este de acord cu oamenii, nu există. Adică se răsucește mormânt, lasă-mă de rău. Da, domnul Rareș a revenit, mi-ar plăcea foarte mult să-l ascultăm. Domnule Rareș? Bună seara, mă auziți acum? Da, acum vă auzim. În primul rând vreau să-i transmit condoleanțele Ciprii, familiei. Mulțumesc. Și în primul rând trebuie să spunem că stadionul merită să se numească după numele Didi, pentru că într-adevăr el a fost cel mai mare fotbalist din istoria Sudmarului, poate unul dintre cei mai buni fundași pe care a avut România. Și nu mi se pare normal ca un om care probabil nu este din domeniul fotbalului să vină și să comenteze și să spună astfel de declarații, că el este nu are o calitate mentală deosebită. Nu mi se pare corect. Dânsul, nu știu ce treabă a avut cu fotbalul, dar eu zic că ar trebui să-și ceară scuze în direct, pentru că public asta ar putea schimba ceva, atât imaginea dânsului, cât și imaginea adusă asupra celui care a fost Daniel Prodan. Domnule Rareș, vă mulțumim foarte mult pentru că ați intervenit. Da, așa spun și invitații noștri în această seară, că domnul Kereșkin ar trebui să-și ceară scuze, dar dacă o va face, vom afla cu siguranță în perioada următoare. Vă mulțumim să ne urmăriți în continuare. Un alt telespectator a auzit ceea ce ați spus referitor la domnul Bretan. Ne scrie că la numirea lui Didi la Olimpia Bretan s-a opus, dar la stadion când s-a făcut comemorarea și a făcut apariția. Deci am putea spune că a fost... Corect. Asta e un gest frumos. În orice caz, mai devreme nu știu să mai spun o idee în sensul că cu denumirea stadionului, știți foarte bine, eu sunt UDMR și a fost și el UDMR în sensul că
a fost făcea parte din Uniunea Democrației Morții din România, sub forma de glumă, dar și serios, și a avut cetățenia dublă. Încă eu n-am, dar am să fac demersuri și merg la Orban Victor să facă stadionul de la Debrețin sau de la Mișcolț să poarte numele lui Didi. Bine, cu aprobarea familiei, că... Deci, dacă nu vrea Satu Mare să numească stadionul Olimpia Daniel Prodan, veți merge să-i dați, să mergeți în altă parte, să un alt complex, de exemplu, sau stadion, sau centru sportiv, să fie numit după numele... Dacă așa se pune problema, că e ceva de groază. Nici a doua, mâine trebuie să fie ședință extraordinară, după ce, cum a zis și Cipri, să ceară scuză consilierul și trebuie să... Da, uitați, un alt spectator vrea să intre cu noi în direct, domnul Curpaș. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Da? Bună seara. Bună, vă ascultăm, seara. Spuneți. Întâi, condoleanțe pentru Cipri. Mulțumesc. Și aș vrea să vă felicit că faceți emisiunea aceasta, că puneți în discuție numele care se va da stadionului. E bine să întrebați pe cei care cunosc fotbalul și care s-au ocupat de fotbal, nu toate ciurucurile. Îl aveți acolo pe un antrenor și un fost jucător mare în studio. Ascultați-l pe dânsul, ascultați-l pe Cipri, ascultați oameni valoroși, oameni de fotbal, nu toate ciurucurile, care au ajuns pe o serie de posturi din întâmplare. Și acum își dau cu părerea. Cum poate să pună cineva în discuție valoarea unui jucător ca Didi Prodan? Cum își permite cineva să discute așa ceva? Și asta nu e piesă de muzeu. Asta nu e... Asta e o personalitate marcantă în fotbalul nostru și a dat ce am avut noi mai bun. Și să mulțumim județul ăsta pentru că s-a născut aici băiatul ăsta și că a avut șansa să ne reprezinte și la campionatul mondial, să dea gol și acolo, să fie o personalitate, să lucreze în federație atâția ani. Păi vorbesc despre fotbal, niște oameni care n-au tangență și n-au avut în viața lor. Eu, de exemplu, la stadionul ăla, tribuna a doua, partea a doua a Peluza, s-a făcut când eram eu președinte. Eu nu mi-am permis să mă gândesc cel puțin că n-am putea da nume acestui stadion, numele lui Didi Prodan. Eu vă rog frumos, presa, să nu încurcăm treburile astea, să ațățăm, să cerem părere la toți neisprăviții. Presa, avem interesul să facem bine pentru județ. Și presniții pe ăștia care n-au ce căuta în sport, care vorbesc pe lângă, mă mir de primar, că a ajuns primar că România n-au fost uniți. Dar ar trebui să ține la oraș și în loc să se bucure, sincer vă spun, m-a dezamăgit total. Vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție, domnule Corpaș, să ne urmăriți în continuare și să știți că deja oamenii vă dau dreptate. Eu între timp ce vorbeați am primit SMS-uri într-una, de aceea sunt cu ochii pe telefon. Chiar un telespectator ne scrie, oare câtă lume a auzit de domnul Kereșkeni despre, spre deosebire de marele Didi Prodan, ar fi culmea ca un alt stadion să poarte numele lui Prodan. Are dreptate domnul Curpaș cu ciurucurile. O doamnă, Aurora, ne-a scris. Vedem că și femeile se uită și apreciază fotbal, nu doar sexul masculin. Vă mulțumesc încă o dată pentru această intervenție, domnule Curpaș. Da, suntem și noi de acord că practic acele cuvinte răuvoitoare pe care le-a adresat domnul Kereșkeni zilele trecute nu a dat, n-au dat doar în Didi Prodan, au dat în întreaga generație de aur pe care România a avut-o. Nu s-a legat, practic s-a legat de toată generația. Eu așa consider. Astfel de declarații, vedeți, trezesc reacții și bagă o râcă între comunități. Credeți-mă, am primit mesaje cu fel de lucruri urâte spuse despre o naționalitate sau alta. Deci n-ai voie să dai o declarație de asta, să bagi o râcă între comunități. Am prieteni, am vecini, am în familie de naționalitate maghiară. Sunt prietenii mei, mă înțeleg foarte bine cu ei, n-am nicio problemă. Și vine și dă în... Da, se pare că lumea ne ascultă, e foarte important, vedem că această emisiune este una importantă, subiectul este unul important, chiar și domnul Ciprian Bretan, pe care l-ați pomenit, domnule Vicu, mai înainte, ne urmărește și se află cu noi prin telefon în acest moment. Domnule Bretan, vă ascultăm! Bună seara!
Bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Dacă ați putea să vorbiți puțin mai tare ca să vă auzim și noi mai bine în platou. Da. În primul rând aș dori să transmit condoleanțe familiei lui Didi Prodan, pe care îl consider cel mai important sătmărean din istorie, nu neapărat fotbalist, din istoria Sătmarului. Dar, din păcate, eu trebuie, n-am vrut neapărat să intru în direct, dar m-am văzut nevoit, din moment ce mi-am auzit numele pomenit legat de acea ședință de comitetul director, când Didi, o să-mi permit să-i spun, Didi a fost propus pentru funcția de team manager. Așa. Poate domnul Vigu nu a fost informat că cu o săptămână înainte, la o ședință la care eu nu am participat, tocmai fusese votat domnul Cordo. Deci domnul Silahi, când a venit cu acea propunere, a venit cu o propunere absolut neserioasă pe un post care deja fusese ocupat. De ce nu a făcut acea propunere pentru postul de președinte? De ce nu a făcut acea propunere pentru postul de președinte executiv? Găseați apă! Știu eu, din 2010, domnul Silahi este la Olimpia. Putea să facă această propunere timp de 6 ani. Nu a făcut-o. A făcut-o exact în acest moment, când simțea că nu poate să aibă control. Aici nu vreau să discut persoana domnului Silahi, care dezinformează și care probabil are ceva împotriva mea, având în vedere dezvăluirile pe care le-am făcut legat de activitatea dânsului la club. Și nu vreau să intru eu într-o polemică aici, mai ales când vorbim de Didi Prodan. Da, domnule Bretan, deci să înțelegem că ați votat în consecință pentru că decizia era deja luată. Imediat după aceea, inclusiv domnul Ștef s-a opus acestei propuneri, inclusiv în aceeași ședință, domnul Silahi a fost întrebat dacă l-a consultat pe Didi Prodan despre venirea dânsului în statul mare, pentru că toată lumea știa că este stabilit în București. A zis că n-a discutat cu dânsul, dar urmează să-l convinc să vină. Și atunci, ulterior, s-a votat în unanimitate, toată lumea a fost de acord cu o colaborare cu Didi Prodan în ceea ce privește Olimpia. Funcția pe care urma să o primească, sau în care urma să fie numit, sau sub ce formă urma să fie coptat, urma să fie discutat în condițiile în care domnul Prodan, Didi Prodan, ar fi acceptat să vină la Olimpia. Domnul Vigu este într-o mare eroare, probabil a fost dezinformat în mod voit de domnul Silahi, deci nu se sunt pune problema eroare, că eu cu Didi. Trebuia să acceptați și să-i dați și altă funcție dacă a fost ocupat de Carda. Bine că acolo ați hotărât politic, ați adus pe Carda și pe Novac Levente. Și undeva, foarte bine că merge Olimpia bine. Domnul nicio, meu, foarte eu mă bucur chiar pentru bunul mers a echipei. Domnul Carda a fost votat, una la mână. Doi la mână, eu nu am mers acolo din politic, de dovadă mi-am și dat demisia în august, pentru că nu mi-a plăcut ce am găsit acolo, tocmai din ce a făcut fosta conducere din care făcea parte și domnul Silahi. Lasă-mă cu Silahi, ai fost la discuție atunci la ședință când l-a făcut președinte domnul pe bot? Eu nu am fost. Nu, eu mi-am dat demisia la sfârșitul lui august. Scuză, nu am știut. Asta a pus capac, în sfârșit. Da, domnule Bretan, vă mulțumim foarte mult că ați intervenit. Vă mulțumesc și eu pentru oportunitatea oferită și încă o dată doresc să transmit condoleanțe. Da. Primim telefoane. Am să-i rog pe telespectatorii care sună pe numărul de mobil de sus să nu o mai facă, să trimită doar SMS-uri. Nu pot să răspund pe acest număr. Am telefonul lângă mine. Folosiți numărul de fix 0261767302 pentru a putea intra în direct cu noi. Uitați, chiar și în acest moment cineva sună, nu pot să răspund, refuz. Poate credeți că sunt nesimțit, dar nu pot să răspund de pe telefonul mobil. Da, am primit și alte SMS-uri. Lumea spune, domnilor, noi nu respectăm valorile acestui oraș. Din păcate am avut un singur simbol și pe acesta doresc unii să-l păteze. Rușine, condoleanțe, Cipri, dragă Adi Cadar. Și mulți alții ne-au trimis SMS-uri și chiar ne cerem scuze dacă nu putem să le citim pe toate. Este foarte important să știți dumneavoastră că sătmărenii vor ca acesta de să numească, să fie numit după numele. Apropo de treaba să domnul Bretan cu Silahi, că eu o singură chestie știu că dacă nu era Silahi președintele actual asta Asociației Județene de Fotbal, când a invitat în 2008 și 2010 din județ și a promovat în divizia C și al doilea an a promovat în divizia B, nu mai era Olimpia nici fotbal în satul mare. Așa că nu știu de ce a fost pus la o parte, că amănunte nu prea știu. Au fost ajutați și de domnul Ștef și de domnul Govor. Adică a fost o colaborare. Un om valoros sau pata care a fost pus președinte și a doua zi a fost luxat. Niște aiurea de tare de recapul.
fenomene fotbalistice interne. Vedem că oamenii vor să intre să vorbească cu noi. O doamnă, doamna Eva, este cu noi prin telefon. Bună seara! Da, da, bună seara! Vă ascultăm? Eva Herdei mă numesc. Soțul meu era fotbalist la Olimpia. Ionci. A murit acum 3 ani jumate. Nici o comemorare n-a făcut pentru soțul meu. Foarte nici trist. Clubul Olimpia, nimeni n-a făcut. A jucat și la Steaua, doamnă, da? Îmi cere condoleanța familiei Prodan. Okay. Îmi pare rău că a murit așa tânăr. Dar soțul meu pentru orașul ăsta a făcut foarte mult, foarte mult. Și nici atât n-a meritat să fie, că chiar era meciul, primul meci. Și nici o comemorare, chiar că a cerut suporterii, domnul Boica cu domnul Ștet, nu era disponibil să facă măcar atât. Doamna, sunteți soția lui Herve Ionci? Alo? Sunteți soția lui Herve Ionci? Da, da. Îmi pare foarte rău, a fost coechiper cu el în anii 66-67. Și numai un om era lângă noi, domnul Curpaș, dar a meritat soțul meu din partea Olimpiei, fără obil suflet. Da, din păcate, uitați, ceea ce spun telespectatorii noștri se adeverește și anume, nu știm să ne prețim valorile decât poate după ce nu mai sunt. Acces la intrare la Olimpia. Nimeni, nici o lumânare n-a fins. Da, vă mulțumim foarte mult că ați intervenit și când ați spus toate aceste lucruri. Da, a vrut să meritați soțul meu că numai un om, domnul Curtaș, era lângă noi, care el și tot conducerea care era lângă noi, dar conducerea din statul mare. Nu meritați soțul meu după atâția ani. Vă mulțumim încă o dată, doamna Eva. Vă mulțumim tare mult. Spuneam acum câteva secunde că vrem să le arătăm și celor de acasă, deși ei deja știu că satul mare își dorește ca acest stadion să poarte numele lui Daniel Prodan. Informația zilei și Informația TV a realizat un sondaj pe site-ul www.informațiazilei.ro. Rezultatele acestora... vreau să vi le prezint și dumneavoastră și celor de acasă. Haideți să vedem materialul. În timp ce oficialitățile se bat în declarații, părerea simplă a cetățeanului de rând nu a fost cerută de către nimeni. Cotidianul Informația Zilei a luat atitudine în acest sens, dorind să afle ce anume își doresc sătmărenii cu adevărat și care este părerea lor față de acest subiect. Echipa redacțională a celui mai citit ziar din județul Satu Mare a realizat un sondaj de opinie pe site-ul www.informațiazilei.ro, unde cetățenii au putut răspunde la întrebarea: sunteți de acord ca stadionul Olimpia să poarte numele lui Daniel Prodan? În prezent, rezultatele se prezintă astfel. Din totalul de 873 de voturi, 763 de persoane au răspuns pozitiv, reprezentând un procent de 87% din totalul respondenților. Negativ au răspuns 84 de persoane, reprezentând un procent de 10%, iar 26 de cetățeni au spus că nu îi interesează subiectul. Rezultatele acestui sondaj demonstrează fără echivoc că Daniel Prodan a fost și este iubit de către locuitorii județului Satu Mare, majoritatea dintre ei dorind ca orașul Satu Mare să aibă un stadion care să poarte numele celui mai mare fotbalist sătmărean din istorie. După cum ați putut vedea, 87% dintre respondenții acestui sondaj au spus da. În această seară, în această emisiune, tot ceea ce v-am prezentat noi acum câteva secunde s-a confirmat prin atitudinea dumneavoastră. Veți lua în calcul dorința sătmărenilor și veți face abstracție de ceea ce au spus unii de la conducerea județului? Sau... Bineînțeles, bineînțeles. Și după sondajul, după acest sondaj, se vede clar cât de respectat și iubit a fost Didi în Satul Mare, o dragoste care a dat-o și el pentru Satul Mare. Lui îi plăcea aici, venea acasă cu mare drag. De unde ești? Din Satul Mare.
chiar și la înmormântare, i-am pus o pălărie de asta de Oșan, i-am pus acolo lângă el, că îi plăcea să fie aici în zonă, să fie cu prietenii. El și la București, asta 25 de ani la București, nu avea accentul de bucureștean. El tot așa a rămas, deci era pur ardelean și iubitor de țară și de orașul lui Satu Mare. Da, uitați, telespectatorii, revin la ceea ce ați spus referitor la faptul că Daniel Prodan ar fi vrut să fie team manager la Olimpia. Unii ne trimit mesaj și ne spun că numirea lui Didier Olimpia nu s-a putut face deoarece cei din conducerea orașului au dorit să-l numească pe Attila Karda, care nu este nimic pentru Satu Mare, tocmai din considerente politice. Attila Karda taie și spânzură tot la Olimpia, are mână liberă. Asta e o boală la Satu Mare. Vă spun, de 30 de ani aici stau și dacă facem o statistică, voi ziariștii trebuie să faceți, câți antrenori care au venit din afară și au plecat cu căruța încărcată, nu mai spun jucători care au venit. De caracter să vină. Dacă sunt de caracter, te folosești de ei ca să ai rezultate. Nu? Dar să... E la noi ceva de groază acum. A dus conducerea asta, merge echipa, bravo lui Andone, că el a știut să facă. Da, echipa merge bine, dar în primul 11 avem 4-5 sătmăreni. Asta poftim cultură, da? A dus 6 jucători care joacă în teren, adică Ludușan, Pop, ăsta Vârful, cum îl cheamă? Doran? Ăsta la... Nu, ăsta la mijloc, ăsta Pana, da. Kraus, Ludușan, am spus, Todoran, da? Todoran. Duruș. Ăștia care jucători 6, foarte mult contează 2. Și bravo lui, că a avut ochi și a dus și stăm acolo în cărți. Dar ce facem cu ei, nu știu. Eu fac o selecționată acum, în perspectivă primăvara, și am să-l provoc pe domnul Andone să facem un meci la care, la Tășnad, tot se plâng toată lumea, ales ei, că n-au teren de să facă antrenament, și facem un joc, așa, o selecționată, în timpul săptămânii, dacă are timpul să aibă, că timpul e prețios. Da, din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, chiar câteva secunde. Mai vreau să citesc încă două mesaje. Nu l-am cunoscut personal pe domnul Prodan, dar de acest consilier nu am auzit niciodată. De Prodan am auzit de 25 de ani, așa conducere, așa Satu Mare și județ. Să nu ne mire faptul că județul arată în felul acesta, da, pentru stadion. Ideea este că e clar, în această seară și nu numai s-a tras un semnal de alarmă, vreau să ne spuneți pe final sau să-i spuneți încă o dată acestui consilier și tuturor celor care au hulit numele Prodan în ultima perioadă, ce vă doriți de la ei pentru a... Ce ne dorim? Să-și ceară scuze public. Să-și ceară scuze public că a terfilit un nume și o valoare a Sătmarului și a României. Și în doilea rând vreau să le mulțumesc celor care au fost alături de noi într-un fel sau altul. În aceste momente tragice și ne-au alinat durerea. Vreau să vă mulțumim. Atât. Domnule Vigo? E clar, ce a spus Cipri, să ceară scuze, eventual știu eu, în situația de genul ăsta, ei hotărăsc ce o să fie familia, dar îmi pare rău că a compromis efectiv pe băiatul lui, care mi se pare un băiat pe care l-am și susținut, fiind și udemeriți pe cinstite, chiar dacă stau aripă tânără și în opoziție, dar l-a compromis în totalitate. N-a însă că n-are minte. Da. Ne îndreptăm în curând despre peste o oră și ceva. Începe derbiul Dinamo Steaua, va fi primul derby fără Didi Prodan. Din câte știm noi, Didi Prodan n-a pierdut niciodată cu Dinamo cât timp era la Steaua. Din câte am înțeles, a avut 8 meciuri, 8 derbiuri cu Dinamo și a primit doar 4 goluri. Cu asta se lăuda, dar n-a pierdut niciodată cu Dinamo. O să ne gândim și noi la Didi Prodan la acest meci. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost prezenți aici. Mulțumesc. Să ne întâlnim cu vești mai bune de altă dată. Vă mulțumesc. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în această seară alături de noi, că ați intrat în dialog cu noi. Știm că ați fi vrut să fiți mulți mai mulți care să vă spuneți punctul de vedere aici la audiență în direct. Vă promitem că poate vom relua acest subiect, dacă, bineînțeles, lucrurile vor evolua, iar domnul Kereșkeni Sándor va face și alte declarații în viitorul apropiat. Ne întâlnim mâine tot aici. Sunt Sergiu Podin, ați urmărit audiența în direct și nu uitați, doar aici se poate spune adevărul. Toate cele bune!